Ok, neața, salutare și bun venit la episodul 5, cred că e ăsta, din seria mea de Minecraft. Nu știu ce am făcut în ultimul episod, nu mai știu nimic din ce am făcut în Minecraft pentru... Ah, da, vreau să mă mut. Ok, understood. Deci hai să începem mutările. Mutările vere! What the fuck? Deci, ăsta e un teren foarte plat. Și îmi place că e atât de aproape de spawn. Nu prea trebuie să-mi fac griji că o să mă pierd atunci când mor sau ceva de genul. Ok, bun. Hai să mai nivelăm puțin. Ok, lemn. Eu aș zice întâi... mă scuzați? Să punem jos arena de, zona de lucru. Să tăiem niște lemn. Și să luăm puțină lână. Ups, nu așa. N-am mai făcut bun. Ia stai. Bă, puteam să jur că am văzut oi aici. Sau erau porci? Hai că ne îndepărtăm puțin. Poate găsesc niște oi. Nu, deci puteam să jur că am văzut oi. Când e videoclipul pus, o să mă uit să văd care a fost faza. Uite-mă, peste tot porci. Dacă ar fi fost măcar oi sau vaci. Nu, porci. Fă ceva sugarcane în depărtare. O structură de nisip. O baltă. Niște fier. Am zis niște, e, vreau să zic mult. Așa, și-am primit un mic mesaj de la un fan, prieten, în fine, înțelegeți voi, care a fost ceva de genul: Răzvan, cum ai făcut în seria de Terra Firma Craft și în cea de Plants vs. Zombies, să vorbești despre ce ai tu în cap în momentul ăla, pentru că mă liniștește. Ok, frate, dacă eu te liniștesc, atunci, sincer, ai nevoie de un control, da? Nu, serios, eu chiar nu mă consider genul de YouTuber care să liniștească lumea. Ăla e Paul Soares Junior. Oh. Au schimbat textura. Bun. Deci, ia să vedem. N-am nevoie de astea, n-am nevoie de astea momentan. Dirt-ul punem deoparte, cărămizile, clay-ul, mushroom-ul ăsta, ăsta, ăsta și ăsta. Bun, hai să ne gândim cum facem casa. Cred că o să fac 8 pe 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Două în direcția asta. Deci momentan sunt 3, da? Pentru că vreau să folosesc un stack pe podea. Și cât fac asta, hai să mă gândesc la un subiect de discuție, pentru că m-ați omorât cu chestia asta. Da. Școala. M-am gândit la asta mult timp și vreau să o fac pe unul din canalele vechi. Dar n-am avut ocazie, deci hai să ne gândim. Ce e școala și cum o ducem cu școala? Eu spun atâta, prost. Pentru mine cel puțin, porcul ăsta se învârte. Deci eu cu școala sunt praf. Adică nu praf în modul general că n-aș ști nimic, doar mi-e prea lene să învăț și chestii de genul, știi?
Profesorii mă enervează, colectivul mă enervează, pentru că sunt favorizați unii tipi. Și asta nu-mi place. Cred că știți, mie îmi place egalitatea în tot. Și uneori nu suport să văd niște ratați care nu știu să facă anumite chestii, să fie ridicați în slăvi pentru că știu să se implice în ceva sau au un anumit talent. Chestia asta pur și simplu mă omoară când văd. De ce? Pentru că nu știu, mie în general nu mi-a plăcut școala de mic. Nu mi-am mai făcut o temă, cred că din clasa 6. O temă completă, știi? Dar am avut medii mari. Și toată lumea mă critica, zicea că sunt leneș, că învăț doar pentru note, dar eu nu învățam. Și totuși am reușit să am unele dintre cele mai mari medii din clasă în 1-8. Cam și la liceu am intrat într-o clasă bună. Și de aici tot a luat-o în jos. Urât. Pentru că m-am trezit într-un colectiv nou, unde nu mai eram apreciat atât de mult de profesori. Unde erau alți favorizați. Unde, în general, profesorii nu știau ce știu. Și, na, totul a ieșit urât la liceu pentru mine. La capitolul ăsta. Nu știu dacă voi mă credeați un geniu sau ceva de genul. Pentru că, na, mie nu-mi place școala. Ok, ați înțeles asta. Dar nu înseamnă că nu citesc sau chestii de genul. Îmi place să citesc. Ce-i drept. Foarte puțin, dar îmi plac anumite chestii. Nu citesc toate prostiile pe care ni le de la școală. Sper că ați înțeles care e faza cu gândirea mea despre școală. Nu vreau să influențez pe nimeni să creadă că școala e o prostie. Nu vreau să primesc reclamații de la părinți, ceva de genul: "Mi-ai făcut copilul să chiulească de la școală!" Asta ar fi prea tâmpit. Eu mereu am avut colegi de bancă care m-au făcut să nu chiulesc la școală. Pentru că totul era atât de amuzant și atât de frumos încât chiar nu aveai de ce să pleci de la oră, știi? Și asta e un lucru bun, să ai așa colegi de bancă. Ok, cam asta o să fie ceapa mătii. Doamne, cât de enervos nu sunt porcii ăștia. Ok, hai să mă gândesc cum să fac aici. Cred că o să las așa de 4. Pardon, de 2. E, hai că merge. Cum am făcut asta? Bun, poate o să le sparg pe astea și să pun mai sus, ca să am așa un geam complet. Pentru că îmi place multă lumină în casă, dar vedem atunci. Vreau să pun astea. What the fuck? Vreau să pun astea, uite aici. Nice. Facem niște scări. Dar din păcate cam aici trebuie să opresc episodul. Vă mulțumesc pentru vizionare. În episodul următor, adică în noaptea asta, o să continui casa. La revedere!